seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un invitat deosebit, o revenire în studioul nostru a unui prieten drag și a unui om foarte cunoscut în lumea muzicală din România, așa că îi spunem un bun venit domnului conferențiar universitar, dr. Cristian Caraman, profesor la Institutul Teologic Timoteus din București. Evanghelie Timoteus și Institutul Teologic Baptist din București. De asemenea, pentru câteva zeci de ani, solist al Teatrului de Operetă Ioan Alcean din București. Nu pentru câteva, sunt și acum. Încă continuați. Pentru normal. Așa că... Un actor și un artist nu mai... nu sfârșește niciodată arta. Slavă Domnului! Asta e bine, Domnul să vă dea putere să duceți Amin. Cât mai mult atât activitatea Așa didactică, cât și activitatea Așa profesională, activitatea muzicală. Apropo de ce ai spus, pe 10 iulie am avut cu maestru Ion Caramitru ultimul spectacol al maestrului. Am avut onoarea să fim împreună în muzicalul My Fair Lady, și pe care l-a și regizat dânsul, și împreună am jucat împreună în ultimul spectacol și al dânsului și al nostru împreună, în sfârșit. De aceea, apropo de ce ai spus... Încă ne bucurăm de viață, încă suntem mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși. Asta că încă puteți merge la teatru. De asemenea, puteți merge la școală. Știți cum e viața? Avem Biblia în fața noastră. Mm-hmm. Noi știm ce spune Biblia despre viață. Că se poate termina oricând. Așa că trebuie să ne bucurăm și mai mult așa să este. Ne trăim viața așa cum Dumnezeu ne înviață. Pentru că nu știm când e ultima zi. Să ne bucurăm de viață. Până la urmă, suntem ca pe o scenă, dumneavoastră știți ce înseamnă scena pe o scenă, în care fiecare ne ducem rolul până la un mic capăt și apoi se trage cortina. Fie că suntem anunțați, fie că nu suntem, noi la un moment dat ajungem la momentul acela. Important este, după ce se trage cortina, unde mergem. Asta este foarte important. Da. Așa că ceea ce vom discuta în seara aceasta este 100% conectat, să spunem, subiectul acesta cu ceea ce faceți dumneavoastră, și anume activitatea muzicală, atât din punct de vedere didactic, cât și din punct de vedere profesional, dar foarte mult are de-a face și cu activitatea bisericească, cu muzica în cadrul închinării, în cadrul serviciului divin, să spunem așa. Da. Știm că nu am mai discutat despre tema aceasta, despre tema aceasta a închinării în biserică, a închinării prin muzică, și de data aceasta vreau să discutăm puțin în contradictorul, dacă se poate. Te pui cu mine? Da, voi tocmai aceasta. Ideea e că voi fi de partea negativă a baricadei, și anume vom vorbi despre muzicant și muzicieni, sau muzicieni și muzicanți. Cu alte cuvinte, vreau să spun acum în față și chiar vreau să o provoc, doamne, că de ce e nevoie de pregătire muzicală atâta timp cât oricine poate să cânte, oricine poate să declara, să spunem, un interpret de orice, trebuie să ai puțină tehnică, puțin talent, puțină electronică în zilele noastre. Așa. Și poți fi mare cântăreț, mare lăutar, sau inclusiv poți să cumperi tot felul de aranjamente, și oricine cu câteva cunoștințe de informatică, da, IT, de asemenea, cu câteva aranjamente de scenă, lumini, sunete, efecte speciale, dintr-un mare, să spunem, hai să nu-i zicem afon, o să devii un mare muzician. Mai ales că tehnica te ajută. Tocmai de asta vreau să facem diferența. Când se întâmplă în lumea comercială, și vedem asta pe toate drumurile, da? Oameni care, știu, au o anumită, să spunem, chemare în ghilimele, dar dorința de a ieși și a câștiga bani din tema aceasta,
Hai să zicem că până la urmă noi trecem cu vederea. Dar ce se întâmplă când tendința se duce în biserică și mai mult în închinarea în biserică, când devine deja un standard și dacă nu facem lucrul acesta, deja suntem blamați sau cum să etichetați ca demodați. Puneți la un exemplu foarte clar. N-am spus asta, dar o spun acum. La începutul emisiunii, dumneavoastră sunteți și un mare dirijor. Ați dirijat și încă dirijați. Mare? Sunt un dirijor. Aia mare, eu, mic. În care ați avut șansa să lucrați cu diverse generații de... Da, asta de, așa este. Cu diverse generații, orchestre și tot așa. Și am fost martor acum mai bine de o lună de zile la un concert pe care l-a cântat împreună cu studenții... L-am dirijat cu studenții Institutului Teologic Baptist la aniversarea lor de 100 de ani, uh-huh, în care am fost uimit încă o dată de felul în care ați reușit să vă adaptați atât la numărul de corii și mai mult la repertoriu la un eveniment foarte important și mai mult o interpretare foarte dinamică și care ne-a ținut atent. Mai mult, pentru că în aceeași în aceea seară, în același eveniment, s-a și cântat cu grup de închinare. Deci, practic, a fost așa o îmbinare foarte frumoasă în același eveniment a două grupuri mari. Grup coral cu pian, acompaniament de pian și grup de închinare modern. Ceea ce cam rar vezi în vremurile acestea. Așa că vreau să vorbim puțin despre profesioniști versus amatori, ca să nu zic chiar mai rău decât amatori, cât poate oameni care se folosesc și, bineînțeles, ne întoarcem spre biserică. Ăsta este cadrul larg pe care vreau să vorbim. E cam larg. Foarte multe noțiuni în discursul tău, în prezentarea ta, le-ai enunțat, le-ai propus, dar haide să puțin să strângem. În primul rând să o luăm de la acea manifestare extraordinară, 100 de ani de educație baptistă în România și a Institutului Teologic Creștin Baptist din România, un eveniment extraordinar de frumos în care, într-adevăr, a cântat corul studenților Institutul sau Facultății de Teologie Baptistă din București și la acest cor eu am chemat și am invitat, așa se obișnuiește, și alți coriști, dar soliști de la opera română și m-am bucurat că au venit. Grupul acela pe care l-ai auzit, un grup mai restrâns de tineri, aceștia au condus închinarea congregațională. E tot condus de mine, dar din umbră. Ei sunt în față, eu îi îndrum în exprimarea lor muzicală. Sunt câteva noțiuni pe care trebuie să le precizăm sau să le precizez. Muzicant, muzician. Ce înseamnă muzicantul? Muzicantul, dacă ne uităm și în dicționar, deci nu e ceva nou ce spun eu acum. Oricine poate să se uite în dicționar, în dicționarul limbii române și să vadă despre ce e vorba. Deci muzicantul, da? Muzicantul este cel, persoana, care cântă la un instrument muzical. Indiferent ce instrument muzical. Și atenție, a cărei profesiune este practicarea muzicii. Atenție! Deci muzicantul practică muzica, își câștigă existența. Acum, la modul mai larg așa, sunt lăutarii, care trebuie să spun că lăutarul, adevărat lăutarul, ăla este un muzicant excepțional. Deci el știe, cum se spune așa pe românește, mănâncă pe pâine muzica. Sunt extraordinari lăutarii. Să ai un lăutar autentic care știe să cânte, te unge la inimă. Muzicianul. Deci, atenție, am spus muzicantul, da? Muzicianul este tot o persoană care se ocupă, da? Care se ocupă de muzică, dar are pregătire superioară, specială în arta muzicii. Care compune, cântă, dirijează. Ai înțeles care este, sau cred că s-a înțeles, are pregătire specială, superioară.
celălalt cântă. Are pregătire la instrument, cântă foarte bine, dar muzicianul are deja o pregătire superioară, specială, în arta, atenție, arta muzicii. Și există și o altă denumire, muzicastru. Ăsta este muzicantul, să mă scuze audiența, prost. Adică un muzicant care, el e muzicant, dar nu e. E, de ăștia avem mulți. Păi aici... Păi, ăștia, păi, deci nu muzicantul adevărat. Un muzicant adevărat, atunci când l-auzi, îți face plăcere când îl auzi. Ai tot vrea să-l auzi. Da? Avem și la diferite emisiuni în televiziune și apar niște lăutari. Puh, extraordinar. Muzicastru este muzicantul păcălit. Păcălici. Prost. Surogat. Cum vrei tu să-i spui? Ați înțeles? Deci muzicantul și muzicianul? Diferența este că muzicianul are pregătire superioară, specială, în ale muzicii. Mai există și muzicologul. Muzicologul este specialist în muzicologie. Acum, ce este muzicologia? Muzicologia este o specialitate, deci este o specialitate, nu-i așa, o ramură a științelor, artelor, da, asta este muzicologia, care studiază muzica din toate punctele de vedere. Deci, sub toate aspectele, manifestările și domeniile ei. Ăsta e muzicologul. Noi, când am... Era așa, facultatea de instrumente canto, facultatea de teorie, așa, și facultatea de muzicologie. Eu mi-am dat doctoratul la facultatea de muzicologie. Eu mi-am dat în specialitatea istoria muzicii protestante. Acolo mi-am dat cu marele profesor universitar, doctor Grigore Constantinescu. Acum, am pus așa câteva... Am încercat câteva noțiuni să clarific. Ce înseamnă muzica? Deci toți ăștia se ocupă cu muzica. Și muzicantul, și muzicastru, și muzicologul, mai există și muzicograful, dar nu ne intrăm în prea multe noțiuni. Muzica, așa cum le spun și studenților, este și artă și știință. Da? Deci când este artă, muzica prin arta de a exprima sentimente, stări, idei. Da? Stări, idei cu ajutorul sunetelor muzicale, da? E foarte important, combinate într-o manieră specifică, da? Specifică sau mai bine zis plăcută la auz. Sunetele muzicale, gândiți-vă și sunete zgomotele. În muzica modernă sunt introduse și zgomotele, dar trebuie să le știi să le introduci ca să dea bine. Bă, deci este artă, dar este și știință. Interesant. Nu intru în amănunt de ce ar fi, dar este, muzica este știința sunetelor. Știința sunetelor, atenție, considerate sub trei, raportate sub, adică raportate la melodie, la ritm și la armonie. Toate astea, dacă le luăm la rând, de la melodie, ritm și armonie, de aici deja deschidem alte trei mari domenii ale muzicii. Și multe, multe alte lucruri se întâmplă. Deci știință și artă. De asemenea, dacă putem spune, muzica ca și un produs, nu-i așa, al artei muzicale, sunt creațiile muzicale, deci o operă muzicală. A scris cineva sau o lucrare muzicală. Poate să fie o piesă. Dacă ne mai referim la muzică, putem să o împărțim sau să categorisim muzica din alte puncte de vedere. Știu eu, istoric, cum a apărut. Muzică antică, medievală, preclasică, romantică, modernă, contemporană, le putem face. Sau muzică românească, muzică englezească, muzică, nu știu, americană și așa, rusească, franceză și așa mai departe. Deci putem, din toate punctele de vedere, și atunci le studiez în funcție de cum, de muzică instrumentală. Iar despre ce e vorba?
muzică vocală, iată, muzică vocală instrumentală, muzică simfonică și așa mai departe, cu genurile, muzică religioasă, da, cu genurile, muzica religioasă cuprinde toate celelalte genuri. Apropo, nu e muzică religioasă și muzică simfonică, în sfârșit, aici intrăm în altă, așa, în alte, în alte discuții. Cum este și muzica psaltică, apropo. Dacă tot vorbim și să ne apropiem puțin spre de, am văzut pe unde, unde te îndrepți așa, cu exact. Spre, așa. Dar ce vreau să mai spun, o muzică cântată, scrisă, cântată, nu vreau să folosesc un deficitar, prost, e cuvântul, te duce la altă parte, adică cum nu trebuie, e peste tot, nu mai în biserică. Dar ne uităm la, la toate, tot felul de posturi de radio, aud de la, și aud câteodată de... N-are ce căuta acolo. Muzică total, cum a zis, făcută de muzicaștri de ăștia. Muzica, că nicio treabă, e ceva fals, prost, scrisă prost și așa mai departe. A, asta este. Nu, mă, dar vreau să spun că nu numai, adică în biserică, să știți, eu am cântat în... am peste 40 de ani de, de, în meseria. Mă duc spre 45. O să mă întreb, o, ce vârstă Matusalem ăsta? Nu ești domne Matusalem. Dar m-am luat de, de timp, de copil. Mă știu cu muzica, dar ca profesionist, ca profesionist, sunt cam peste 40 de ani. Ca să nu spun cum să-mi zică lumea, că cine zice ce vârstă am. Sunt tânăr, nu? Adică nu. Așa. Bun. În ce privește muzica în biserică, în orice biserică, să știi. În orice biserică. Sau spațiu bisericesc. Hai să spunem așa, spațiul bisericesc. Aici trebuie să spun că eu am cântat în, în diferite... Am cântat și la un moment dat la, în, în corul Patriarhiei Române. Am cântat și la Catedrala Sfântul Iosif. Ca student și așa mai departe. Deci eu am avut și legături cu muzicieni, normal, asta mi-e meseria, din toate cultele. Adică nu așa am în sensul ăla. Vreau să spun că în bisericile, și la Calvin, și la, în bisericile tradiționale, muzica, se, muzica e... e, e e bine cântat. E cărea, dar știți? Și vreau... scrisă și bine. Că... Hai să, 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 vreau să vă pun o întrebare da. De baraj. Așa, de baraj? Să, să vă blochez. Da. Nu mă blocheze, spune. Vreau să vă întreb, doamne, e o cerință din partea Dumnezeu să se cânte bine, să se cânte corect sau la Dumnezeu putem să cântăm așa cum putem fiecare? Și spune, de ce trebuie să... e, e frumos sau e necesar ca să cântăm corect din punct de vedere muzical? Să fie, avem muzică bisericească de bună calitate sau fiecare putem să cântăm oricum că Dumnezeu primește, ca și rugăciunea, indiferent ce zi, știe Dumnezeu ce vrea să zică. Ce da. Nu contează. Bună întrebare, dar nu e de baraj. Nu e de baraj. Dar doar mai atâta mai, mai continui și pomo, dacă eu uit întrebarea, mă pui din nou. A, așa. Dar și în celelalte e muzică foarte bună. Foarte bună în cultele protestante, evanghelice. La baptiști, la penticostale, că e o evanghelie foarte bună. Să revin la, să revin la întrebarea pe care ai pus-o. Da. Da. Dumnezeu dorește excelență. Eu am scris un articol și am scris și în cartea mea, una din cărțile mele, dar Dumnezeu dorește excelență în orice domeniu. Nu numai în muzică. Și în predică. Vă provoc, v-am spus. Da. Știi, normal că și în predică. De fapt, ce e aia predică? Ce e? Hai, spune. Poftim. Cuvântul lui Dumnezeu explicat, așa? Discutat, așa? Prezentat? Pentru, pentru cine? Pentru credincioși. Și cum îl prezinți? Așa, cum o fi? Păi de-aia, eu vă spun, eu vă spun ca și dumneavoastră, cum vedeam să vedeți nu. Anumite lucruri. Și totul eu, trebuie făcut, cu, și cuvântul lui Dumnezeu trebuie explicat. Da, ne uităm în Scriptură. Cel mai bine. Și atunci, când ne uităm în Scriptură, vedem că da, Dumnezeu dorește explicarea sau prezentarea cuvântului Dumnezeu, cum spune Pa, clar, pe înțelesul, da? Dar nu așa, ca să nu înțeleagă lumea. Păi,
Ți-am spus că de încurca nu mă poți încurca, decât să spunem mai avem data viitoare, mai gândim. Să știți așa. Că luați în considerare că putem să continuăm și data viitoare, continuăm. Dacă nu trebuie. Ia uite ce spune aici la 1 Corinteni, capitolul 14. Nu intru acum, că publicul știe, majoritatea. Să ducă să citească. Spune la un moment dat, domne, cine are, spune acolo cuvântul prorocie. Noi luăm cine are de spus cuvântul, de a vorbi, de a vesti, de a prezenta cuvântul lui Dumnezeu, da? Cum să o facă? Cum să o facă? Ia o zice ce spune aici. Zice... Pâine, într-adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind, da? Și spune aici, în alte limbi și după nu știu ce, dacă aș vorbi, da? Dar n-ați înțelege nimic. Ce facem? Chiar și lucrurile, și zice mai departe, chiar v-ar aduce nicio descoperire, nicio cunoștință, nicio prorocie, nicio învățătură. Deci eu vorbesc de la, zic, predic, dar vorbesc așa, nu înțelege nimeni nimic. N-am luat nicio învățătură, n-am luat nicio cunoștință, n-am luat nimic, nicio descoperire, nicio să înțeleg, a, uite, mi-a vorbit Domnul, nimic. Eu vorbesc acolo, eu, de exemplu, da, mă duc și cine-i publicul? Ce-a vrut omul să spună, domne? Știi, fac și eu... Asta o spun mereu, e o glumă. Cum a fost la biserică? A fost extraordinar. Ce fată, nu știu. Dar ce a spus? Nu știu, domnule, dar a fost nemaipomenit. Cum a predicat? Nu știu, dar a spus nemaipomenit. Așa. Deci, căci lucrurile neînsuflețite care dau... cum trebuie să vorbească cineva? Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, apropo de muzică, da? Dacă nu dau sunete deslușite, să înțeleg și eu... Cine va cunoaște ce se cântă? Scrie, parafrazez. Scrie asta în Biblie. Da, păi unde să scrie? Eu din Biblie citesc. 1 Corinteni, capitolul 14, nu-i așa? Din capitolul 14, versetele 6-7, dar trebuie tot capitolul. Așa, deci, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu aluta? Și fii atent acum, la versetul 8. Și dacă trâmbița, cuvântul, parafrazez acum, dacă eu vorbesc, dă un sunet încurcat, adică nu, ce vrea asta să spune, ce vrea asta să cânte? Cine se va pregăti de luptă? Luptă, spiritual vorbind, da? Și nu numai, așa, da? Cine, domnule? Cine? Nu. Păi dacă eu vorbesc, eu cânt. El, interesant, el... le îmbină. Nu că le îmbină. El, când vorbește de vorbire, și mai jos, la fel, mai spune aici, când vorbește, el face o comparație. Adică, când cânți, trebuie să fie sunetul clar, frumos, nu fals. Ce lasă, frate? Măi, dar nu s-a auzit... pentru Domnul cânt. Da, Domnul primește. Da, și eu spun, cânt acasă pentru Domnul. Dar mie, săracul de mine, am venit și eu aici să auzi și eu un cuvânt, un sunet de slujit, să mă bucur. Cânt acasă, frate. Da? Așa le spun eu la unii, dar nu degeaba le spun. Așa. Prin urmare, cum trebuie să fie vorbirea? Dacă noi ne mergem mai în jos, să știi că avem 7, 8, 9, 15, 26 la 15. Ce este de făcut atunci? Și zice aici, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Apropo, e vorba de rugăciune aici. Exact. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Opa, vezi că acum le punem pe amândouă. Și e vorba de vorbire și de fapt aici e vorba de vorbire mai mult, dar și de cântat. Ce este de făcut, domnule? Eu cânt numai cu ce? Încep așa să cad într-o răpire, da, așa, și nu mai știu ce vorbesc, ce cânt. Și Dumnezeu cântă și cu... Știi ce cânți? Nu știu ce am cântat, dar a fost nemaipomenită pentru Dumnezeu. Da, o fi fost. Dar pentru mine nu mai spun. Nu, domnule, când cânți, când te exprimi muzical, mai așa, când te exprimi muzical, oriunde, da, în biserică, când sunt oameni acolo, vin oamenii și vor să se bucure, Zice, orice faceți, spune-l mai înainte, tot ce faceți în biserică, ce să facă? Pentru zidirea celuilalt. Păi dacă eu cânt și lumea zice, nu mai termină asta odată. Așa este. Dacă nu pricepe. Sau eu vorbesc, predic, cum zici. Sau spun o poezie. Sau spun un îndemn. Hai că până la predică e departe. Spun un îndemn. Și dacă îl spun încurcat, spun așa, spunea tata, zice, măi, am fost la biserică, tata. Zice, și cum a fost? Întreba-mă, cum a fost, bărbate? Păi zice, a luat-o de la Geneza și a terminat cu Apocalipsa. Și, ce domne, ce am înțeles, dar nu se poate. Ce a luat de la Geneza și Apocalipsa. Zice, a dus-o așa și... Nu știu ce au înțeles ceilalți. Cam așa ceva. Acum, poți să iei de la Geneza să termin cu Apocalipsa, dar să știi să faci lucrul ăsta. Adică nu spune, domne, nu așa. Deci trebuie să o știi să... Adică, deci, esența e asta. Să înțeleg ceea ce vrei să-mi transmiți.
Eu predau și retorica și la institut, elocința, retorica. Ce înseamnă asta? Când eu vorbesc, eu mă exprim că vorbesc, cânt sau spun o poezie sau un îndemn, da? Eu gândesc ceva, da? Am în mintea mea ce am de spus. Și acum trebuie să spun, să-ți expun ție, să-ți expun ceea ce gândesc eu, da? Eu poate să gândesc să fiu Billy Graham. Am niște predici sau mare muzician în mintea mea. Sinfonii întregi. Scrie-le. Păi nu știu să scriu, eu nu știu notele. Apropo de muzicanți. Că muzicanții de obicei nu știu note, să știi. Ei duc întotdeauna așa. Nu știu note, domne. Păi și atunci. Da, am ce am în mintea mea, am o sinfonie, domne. Beethoven e nimic pe lângă mine. Păi da, dar scrie. Bun, foarte bine. Acum, dumneata, e bine că ai minte, te bucuri, dar noi ce facem? Așa e și cu o cuvântare. Am în mintea mea niște predici, domne, niște cuvântări de... Hai de mine! Uite așa făcute și... Și câteodată că, și eu predic și... Doamne, și hai de mine! Și, abia aștept! Și când mă duc în față și mă ridic și încep să vorbesc, îmi dau seama că, de fapt, tot ce am gândit eu e nimic. Și să, aoleo, bine am gândit, dar cum vorbesc? Că asta nici nu se compară de ce am gândit eu sau ce am compus eu în mintea mea și nu sunt stare nici să scot două sunete. Sau să vorbesc și agramat și cum vrei. Deci, ce înseamnă gândești cu sufletul, cu Duhul Sfânt, îți spune foarte bine, îți pregătești totul și când te ridici, trebuie să exprimi într-un limbaj, să prezinți pe înțelesul celorlalți ceea ce ai gândit tu, că ai cântat compoziție sau de așa natură ca cel din fața ta, cei sau cei cărora tu te adresezi, să înțeleagă mesajul tău din minte, dar să-l înțeleagă. Nu numai că să-l înțeleagă, să-și-l însușească și să-i transforme viața, pentru că muzica, ca și vorbirea, asta face. Ce am zis, este o artă care exprimă sentimente. Eu am niște sentimente. Eu când am compozitorul, am compus și eu, dar puțin, nu mă dau eu compozitor. Am compus și eu acolo, ca în sfârșit. Dar sunt compozitor care compun, domnule, are în cap o idee, și are niște... El înmagazinează sau acolo pune sentimente, idei, cum să spun, stări în compoziția aia. Și... cu ajutorul sunetelor, cu ajutorul științei, armonie, ritm și așa mai departe, el începe să scrie. Scrie, nu știu ce, și iese acea compoziție. Ce a scris el? Acum mai trebuie și ăla care interpretează să fie cum trebuie, că dacă îi cântă, nu știe să scânte sau cânte, iar degeaba a scris. Nu, el a scris bine, dar e vorba că pe lângă compoziție trebuie să ai și interpretul de aceeași calitate, adică de o calitate superioară. Apropo, venim aici, ajungem la cum trebuie să fie muzica în biserică sau nu numai, în orice, de cine interpretează. Și acela trebuie să o interpreteze la, să fie instruit în privința asta, nu așa oricum. Și pregătirea face tot din... Așa, și se prezintă lucrarea. Predica, îndemnul, ce vrei tu. Și îl prezint. Da? Și tu care ești în față, ești... te transpui în ceea ce spune el, în ceea ce cântă el. Ești cu el acolo. Totul vine spre tine. Și te formează. Așa de bine o prezinți și o cânți pentru că îți transformă sentimentul. Crezi și tu ce spune respectivul. Deci eu am așa spun și tu care mă asculți, da, domnule, are dreptate omul ăsta. Sau când asculți muzica, vai, așa am plecat plin de stările alea care mi le-a prezentat muzica acolo. Vai ce frumos, când nu-i auzi, vai ce frumos, ai spus Adina, vai ce frumos ați cântat. Păi deci, ce-a văzut, numai că am cântat? Nu, sentiment acolo și când și interpretul a pus în ceea ce a făcut tot sentimente, tot, pentru că el a înțeles, un interpret trebuie să înțeleagă foarte bine ce a scris compozitorul ca să transmită acele sentimente, da? Pentru ca eu să mă încarc de aceleași sentimente, idei, stări pe care dumneata, compozitor sau vorbitor, da? Predicator, proroc și ce vrei, să-mi transmiți mie. Și venind aici în cuvântul Domnului, Dumnezeu transmite unor oameni căruiți, că nu toată lumea știe să scrie, frate, și nici nu toată lumea știe să cânte. Acum așa. Așa este. Da? Transmit, alege niște oameni pe pământul ăsta, că vrea el. Apropo, unii au talent. De tot Dumnezeu talent.
Și mai vine și darul. Că intrăm aici cu darul Duhului Sfânt. Vine și darul care ți-l dă Dumnezeu să pui acolo o bogăție spirituală. Să pui acolo o bogăție spirituală. Și bogăția spirituală care ți-o dă Dumnezeu în minte, tu începi să o scrii. Începi să o scrii, o gândești. Începi să o scrii, te rogi, Doamne, dă-mi. Bach, asta a făcut Bach. Marele Bach, de ce e așa de mare? Pentru că el a fost călăuzit de Dumnezeu. Iar el spune. Da? Și numai solide o gloria, numai gloria lui Dumnezeu. Deci eu scriu pentru că Dumnezeu te-a, pe respectivul, te-a hăruit. Da? Și atunci acea operă muzicală, lucrare muzicală sau predică, pentru că le punem pe amândouă, pentru că așa face Pavel aici, le punem pe amândouă. Așa, aia va fi în asentimentul lui Dumnezeu, în îndrumarea lui Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt. Și el lucrează. Duhul Sfânt, dă voie. Duhul Sfânt lucrează acum la inima ascultătorului. Pentru că eu am fost călăuzit și Duhul Sfânt, el este cel care îți vine în minte și îți vorbește exact ce trebuie. Că dintr-o lucrare muzicală s-ar putea, ca și într-o predică, domnule, la un moment dat o frază muzicală, un motiv să mă electrizeze. Sunt oameni care au trecut prin experiența asta. Dar eu am trecut. Deci eu am trecut. Deci nu spun de alții. Eu am trecut. M-a transformat. M-a, ca să spunem așa, cum se spune mai pe românești, așa, m-a pocăit o melodie. Cam despre asta este vorba, da? Deci, prin urmare, m-am transformat. M-a transformat muzica, da? M-a transformat ceea ce am ascultat, da? Deci, cuvântul, prorocia, de aici, cuvântul, da? Cu inima și cu mintea. Deci, trebuie să gândesc prin Duhul Sfânt și cu sentimente. Acolo se pune și sentiment, dar și minte. De-aia este și artă și știință. Nu numai e artă, sentimente, e și știință. Știința, cum să îmbini sunetele alea, cum, în ce ritmul să le pui, cum să compui melodia. Nu se pune așa, m-am trezit și eu, am compus o melodie. Foarte bine. Am avut un prieten, deci am spus, eu am compus, dar nu sunt, eu n-am terminat compoziția. Am compus eu, dar eu mă duc la un compozitor. Și am compus și eu câteva melodii și m-am dus un bun prieten de-al meu, coleg, George Balint, și uite, așa, și zice, măi, zice, uite, linia asta melodică e foarte, bravo, felicitări. Vezi ce înseamnă un om care, nu, zice, dar uite aici ar trebui așa. Eu zic, dar de ce? Și a început să-mi explice, păi, uite, așa, mă, te rog, îmi dai voie, sigur, o notă, atât, o singură notă, era în loc de fa diez, în loc de re diez, a spus re, becar, la o melodie de-a mea. Dar a schimbat, la un moment dat, re diezul ăla, pe care o parcă era... Bun, și, deci vreau să spun ce înseamnă un om care, domnule, asta e meseria lui. Nu? Fiecare pe lume, unul e așa, nu toți ne văd acum, toată lumea se pricepe la medicină. De sus până jos, la politică, toată lumea, la medicină și la religie, toată lumea. Dar spunea cineva, ce domnule, știi, în biserică, toată lumea se pricepe la muzică și la construcții biserici. Așa este. Da, toată lumea, arhitectul Ilie Pop, așa, nemaipomenit. Zice, toată lumea îți dă el era arhitect și zice, domnule, totdeauna eu fac o arhitect și după aceea vine tot comitetul la mine, ce tata, așa ar trebui stâlpul ăla să-l mutăm, ăla așa, zice, domnule, dacă faci așa, dă-mă clădirea. La revedere, am plecat, faceți voi. Așa, și la muzică la fel, zice, muzicianul nu e niciodată muzician, toți sunt muzicieni în biserică. Numai ăla nu e muzician, înțelegi? Numai ăla nu e. Toată lumea dă sfaturi cum e cu muzica. Mai îmi pui întrebări? Da, întrebarea era asta, cum reușim totuși, sau cum ați reușit dumneavoastră să le îmbinați pe amândouă și vorbim de direct la acesta, muzica aceasta modernă de biserică, pornind de la exemplul pe care vi l-am dat mai devreme. Ce exemplu mai dat? Că am uitat. Ce exemplu mai dat? Vorbeam despre evenimentul... Am crezut că ai cântat ceva, mi-a dat un exemplu, nu știam. Așa. Am cântat noi și împreună. Am cântat, știu. Așa. Vorbim despre... evenimentul pe care l-ați cu 100 de ani, da, am înțeles. În care a spus că la unul a fost implicat direct, da, ați dirijat și la unul din spate. Așa. Oricum, în cazul același eveniment, cam rar ai să vezi să se îmbine și să se armonizeze ceea ce cântă un grup de închinare, într-un stil modern, cu un cor clasic. Da, nu era chiar că nu am... Da, da, am înțeles. Cu un cor bărbătesc. În altă discuție am putea vorbi odată ce este modern și tradițional. Foarte important. Da, acum nu mai e timp.
Dar vreau să spun că totuși... Foarte important. Ce gândește omul despre ce este ceaia tradițional? Și eu aici o problemă în general în toate bisericile. Știți cum e? Mi se pare ce foarte... Ce vechi, ce nou, ce... E foarte ușor să pui într-o cutie sau într-o categorie, într-un pătrățel, așa. Așa. Unii oameni care, domnule, mie îmi place muzica clasică, eu știu, așa am învățat, da. Așa am primit. Alții, generația tânără, deși inclusiv cei mai tineri decât noi, zic, nu, domnule, asta au fost odată, acum muzica modernă, lumini, mergem pe stilul acesta cu instrumente, cu stilul muzică contemporană, lăsăm fanfară, lăsăm cor, nu ne mai trebuie, nu ne mai orgă nimic. Gata, totul acum e... sunt oameni și unul dintre ei este și dumneavoastră, că le puteți înțelege și mai mult practica pe ambele. Domnule, eu le înțeleg, dar nu le pot practica pe ambele, că nu sunt eu, să le știu pe toate. Așa, eu am făcut vioara la viața mea, canto, voce, acum dacă mă pui să cânt la flaut, n-am să știu. Așa, și nici la alte instrumente. Am eu vioara și cu vocea. Așa, ca instrumente mă refer, da? Da, aici mai este, e mai mult de discuție, dar deci întrebarea ca așa ca esență, cum se îmbină, nu e așa, lucrurile acestea, da? Păi nu prea se îmbină, dacă mă întreb pe mine. Nu prea se îmbină, pentru că, să spun de ce. Un muzician, am vorbit despre ce muzician, un specialist, specialist, da? El știe să facă lucrurile acestea. Și nu simți. Nu simți, dar el le face. De ce? Muzicianul ține cont de câteva lucruri. Dar pe ăștia nu prea avem. Sau nu prea se implică pentru că muzicianul are treburile lui. De obicei lucrează profesionist. Are... Și nici nu e chemat. Este și varianta așa. Deci, dacă este să... Este un subiect acum, dar probabil că... nu știu dacă avem timp să-l dezvoltăm. E muzica act de cultură? Sau exprimarea muzicală e act de cultură în spațiu bisericesc? O emisiune separată, pentru că e prea important subiectul ăsta. Prea important. Este sau nu? Este. Și ca să fie act... Păi asta o spui matale, dar alții nu. Așa, lasă frate, cum o fi acolo? Că Domnul știe. Primește, Domnul. Dar și eu le spun așa, dacă vă duceți și ascultați un predicator cătorea și nu vă place, acolo nu mai... Acolo ai mari, știi foarte bine cum trebuie predicat, dar la muzică lasă cum o fi. Nu înghiți orice predică, nu-i așa? A, da, da, dar la muzică de ce înghiți orice? Aia predica și predica și muzica tot pentru Domnul este, nu pentru altceva. Știi? Și orice se întâmplă, nu numai predică și muzică, orice se întâmplă în spațiu bisericesc trebuie făcut, apropo, cu excelență. Adică ce înseamnă excelență? Cu responsabilitate. Și aici intrăm cu responsabilitate, cu... să ai cunoștințe temeinice în domeniul respectiv. Da? Și ca predicator, și ca muzician, și ca administrator. Da? Să investești. Nu că să investești, să ai cunoștință, domnule, să ai pregătire. Dacă pe mine mă pui să fac masa asta, probabil că am să o fac și când pui un ful, pe o să cadă cu totul. Ai înțeles? Și nu se pe principiu să fac mese. Despre asta e vorba, dar mă duc să fac mese. Știi? Mă dau făcător de mese. Așa. Și ai multe, multe. Ai conștiința adevăratelor valori. Da? Trebuie să ai multe, multe. Maturitate în exprimare. Sunt multe. Asta e un subiect foarte frumos, dacă vrei. Să-l discutăm altă dată. Deci, ca să revin de unde am început, da? Dumnezeu dorește ca tot ce facem în spațiu bisericesc, dar nu numai în spațiu bisericesc, și acasă, și în societate, și la locul nostru de muncă, și oriunde, să fie totul făcut, cum zice acolo, ca pentru... Cum o faci pentru Domnul? Oricum. Și când vrei să faci ca pentru Domnul, nu te gândești înainte, Domne, fac pentru Domnul. Păi stai puțin, trebuie să mă gândesc cum fac, ce fac, fac un plan, nu merge așa oricum. Prin Duhul Sfânt, este adevărat, dar nu trebuie să o gândesc, nu? Adică excelență, când am zis cuvântul excelență, asta înseamnă, adică să fie făcut bine, să fie făcut temeinic, să rămână, da? Că vom fi chemați sus în cer și ce ai făcut... Măi, nu o să zic că măi, nu știu cum o să zică Domnul, chiar nu știu cum o să se exprime. Cum să ne spună mie nouă, Domnul? Ce ai făcut cu Cristiane? Nu știu, zic și eu așa. Frate Cristiane, da, Domnul Iisus poate să ne spună, frate Caraman, frate Cristiane, da, frate Cătăline, Vasile, nu știu, ce ai să-i spui, ce ai făcut, ce ai făcut? Păi uite, stai puțin, acum îmi vine în minte. Păi asta, păi n-am făcut noi și aia, și aia, și aia, și aia. Și o să zic că plecați de la mine că nu vă cunosc, domnule, că doar am fost acolo, ce muzică, ce am făcut. Nu te cunosc, asta e. Păi de ce? Păi tot ce ai făcut au fost ce?
paie. Păi da, l-am făcut, păi da, dar au fost paie. Adică nu s-au plăcut paiele mele, păi... Au fost paie. Și uite, au ars, domnule. Ăla n-a făcut cât ai făcut tu. A făcut un lucru. Dar stă în picioare. Pentru ce? Pentru că l-am făcut pe stânga. Cine-i stânga? Iisus Hristos. De ce fac eu ce fac? Ce fac eu ce fac? Nu numai că tu ai pus-o în biserică. Orice. Uite, ce fac? De ce faci chestia asta? Pentru ca să-i dau glorie lui Dumnezeu. Și ca să-i dau glorie lui Dumnezeu, pot să-i dau oricum? Păi când eu îl prezint, când zice să fiți o mireasmă plăcută, nu? Păi eu când îl prezint pe Hristos, cum îl prezint? Oricum așa? Cum o da? Cum o da? Nu. Mă, îl prezint cu responsabilitate. Cu pregătire în domeniul respect, că e muzică, e predică, e ce vrei. Mă duc și fac construcții la biserică, fac oricum și cade biserica peste Enoriaș. Păi nu? Și acolo. Sau cu banii, contabilul ăsta. Și vine fiscul și... Deci orice dacă vrei. Și cel care mătură în biserică, apropo, dacă nu mătură bine, când intru acolo mă umplu de praf. Păi și toată lumea. Tot cine... Sau la serviciu, când te duci și faci ce faci, nu? Așa, în locul tot de muncă, nu trebuie să faci cum trebuie? Așa este. Dar dacă să o faci cu întrebări, nu trebuie să te pregătești, apropo? Ba da. Păi vin eu la dumneata în acolo unde ești, că nu știu unde lucrezi și nu știu ce să mă apuc. Și o să zic, dar dumneata cine ești? Păi eu am venit aici, dar ce, ai cunoștințe? Păi nu, n-am, eu am cu muzica. Păi tu te duci la muzică. Și mai spunea cineva și cu asta, probabil că încheiem, că s-a dus timpul de mult. Spunea cea, domne, frate... De fapt, eu, discuția mai amplă și mai... Măi, zic, eu nu o să vin la voi să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, la tine, că o să zic că portarul, acum e și cu certificatul ăla. Bun, l-are certificatul, să zicem, da? Că eu m-am vaccinat de două ori și o să mai urmează așa. Așa, și zice, cine ești dumneata? Eu sunt, mă dau și așa, mă îndrept spatele, Caraman Cristian. Oh, bravo, frumos. Și ce doriți? Păi eu vreau să ajung, să intru înăuntru. Dar de ce vreți? Unde vreți dumneavoastră? Păi eu vreau să... Uite că nu știi, nu trebuie să dezfăși. Uite, luăm la mine, da? Vii tu la mine, că, să intru, că nu știu unde lucrezi. Vreau să intru la Teatrul Național de Operetă. Da. Cioc, cioc, cioc. Bună ziua. Cine sunteți? Cătălin Vasile, da, bun, bravo, mulțumim. Certificatul verde l-aveți, da, l-avem, că m-am vaccinat de 5 ori. Bun, bravo, am trecut și prin boală. Și ce doriți dumneavoastră? Păi vreau să ajung la... pe scenă. Oh, bravo, frumos. Dar în ce calitate? Păi eu sunt Cătălin Vasile. Dar ce ziceți dumneavoastră? Ce meserie aveți? Păi eu sunt, nu știu, inginer. Inginer? Ce inginer ești? Electronist, nu știu. Probabil. Da, da. Chiar am nimerit-o, da? Eu sunt inginer. Oh, bravo! Uite, avem nevoie de niște electroniști aici. Dar să știți că examenul avem peste 3 luni. Deci nu vă supărați, dar nu puteți intra. Păi de ce, domnule? Că eu sunt Cătălin Vasile. Păi tata, n-aveți nicio calitate să intrați aici. Aici intră muzicienii, coriștii, soliștii și așa mai departe. Trebuie să aveți aici, să fiți încadrat la noi, să-mi arătați diploma, asta, cum îi spune... Te dați concurs de capacitate? Nu, să arătați asta de intrare, în sfârșit. Așa, legitimație. Nu se poate așa. Da, eu am venit aici să evanghelizez. Ce vorbești, domnule? Dar cine ești dumneata să ne evanghelizezi pe noi? Crezi că ai să intri? Nu. În veci. Dar vin eu. Nu, am și certificatul verde, sunt și vaccinat și așa mai departe. Și am intrat acolo, nici în pace și cu aia cu temperatura, mi-a și aia, mi-a și dincolo. Am intrat, că sunt solistul teatrului, da? Păi ce poate să zică? Să trăiți, domnul Caraman, bine ați venit, știi? Și intru și fac tot ce am de făcut acolo. Și printre ce am avut de făcut, cu colegii, cu nu știu ce, cu nu știu ce, că așa face Dumnezeu întotdeauna, pac! Până, nu știu, cade un bec. Deschide ușa. Dom'le, cade un bec, se sparge un bec. Și începe discuția cu becul, să ajunge la Dumnezeu. Că așa face Dumnezeu, de la un spar bec. Și atunci intru eu în discuție și cu Dumnezeu și încep eu să fac, dar în modul frumos, nu așa brutal, frumos. Adică că le vorbesc un actor, un artist, nu poți să le vorbești oricum. Și fac evanghelizare. Și am plecat. După aceea m-am dus acasă. Eu pot să intru acolo. Dar la tine nu pot să vin la serviciu să fac evanghelizare, că nu mă primește nimeni. Deci fiecare ne-a pus, ca să închei, pe fiecare ne-a pus Dumnezeu într-un loc anume, cu un scop anume. Care? Să-L glorificăm pe El. Vorbim de cei care sunt ai lui Dumnezeu. Să-L glorificăm pe El, să-L arătăm pe El. Să ne facem meseria foarte bine,
Pentru că dacă nu ți-o faci bine, nu te bagă nimeni în seamă. Eu dacă nu mi-aș face meseria bună, nu m-ar asculta nimeni. Deci, în serviciile noastre, acolo, la locul de muncă, trebuie să fim foarte bine pregătiți ca lumea să ne respecte datorită, în primul rând, a ceea ce faci. Profesionalism. Și atunci ai cuvânt. Și când vii de Dumnezeu, zice, domnule, ăsta e un om serios, trebuie să-l ascultăm. Și asta este un subiect despre... E alt subiect ăsta, numai subiecte avem. Avem multe de discutat. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. A fost o încântare, ca întotdeauna. Da? M-am simțit onorat. Și pentru mine. Știu că am încercat să vă provoc, să vă surprind, nu pot să fac lucrul acesta. Aveți întotdeauna pregătit, nu răspund chiar mai multe. Domnul să vă binecuvânteze, să vă țină în putere, sănătos, în primul rând. Amin. Atât la școală, cât și la teatru și... Cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem la altă emisiune. Mulțumesc pentru invitație. E o plăcere pentru mine să vin la să discut cu tine, Cătălin. Nu numai că ne cunoaștem de foarte mult timp, dar îmi face plăcere să discut sau să analizăm, în sfârșit, astfel de subiecte. Dar vreau să spun că de la muzică putem ajunge și la alte subiecte. Eu nu sunt specialist decât în muzică, dar putem așa discuta ca oricare om de așa și despre alte subiecte, că e bine, nu-i așa? Absolut. Să abordăm și lucrurile acestea, dar tot legat de muzică. Alte subiecte, dar tot legate de muzică. Slavă Domnului! Stimați prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Noi, deci, din studio vă salutăm și vă spunem o seară binecuvântată!